Credem, eu sunt Aisia. Parcă zic una dintre astea două. Ai, nu scumă de lumină din mișul ăsta. Nu sunt cum mă dor ochii. Ia-i. Ești sigur? Da. Dar numai decât că, de sigur, exemplu... Sigur, sigur. De exemplu... Salutare! Astăzi, Mihai, o va bici pe Taisi. Yeah! Voi toată s-ați cerut în comentarii și noi vă îndeplinim dorința. În prima rundă, fiecare dintre noi va alege câte o piesă și o va arunca în grupul nostru de la Smina Show Team. Și deja Mihai va trebui să ghicească care este piesa mea preferată, care eu am ales-o. Intrăm pe Spotify. Nu am Spotify. Nu ai Spotify? Uh-uh. Atunci să cauți de pe telefonul meu. Of, dar eu am mai multe care îmi plac. Stai puțin. Ok, cred că o să pun asta. Hip-hop. Băi, eu nu știu. Eu pot să o scriu numai decât. Mă uită. Trebuie și tu să alegi. Știi? Muzici? Nu, el știe. K-pop sau poți să alegi din liniștite? Care? K-pop. Liniștite și eu sunt liniștit. Nu sunt eu liniștit. Ești sunt diferite. Eu am pus un cântec. O să-l trimit pe asta. Nu știu dacă știi dacă... Transmite-l pe ce. Eu nici nu știu. Îmi place mai mult decât acela. Eu nici nu știu muzica acolo este. Hai să facem așa. Vizem care i-a trimis pe SP. Vine acela primul, dar poți fi... Noi am ales trei... Cântice, eu o să-i pun câte vreo 3 secunde din fiecare muzică. Așa că, prima muzică. 3 secunde. A doua. Gata. Și a treia. Gata. Atâta. Prima. Prima? Eu ți-am minte că telefonul tău vechi avea când suna și nevoie era muzica asta. Ești sigur? Da. Dar numai decât că, de sigur, exemplu... Sigur, sigur! De exemplu, și eu putem să aleg muzica asta. Poate, da. Să vin tinică, poate. Da. Spune da. Wait. 3, 2, 1. Dea asta? Tu de ui! Stas, uite, Taisi ne-a ajutat un pliculeț. Este simplu. Când îmi place K-pop? K-pop! Da, doar că poate îi place lui Jasmina. K-pop! Așa, prima rundă ai ratat-o. Da, tot îți place foarte tare. Toate trei îmi plac foarte tare, dar a treia... Mua! Bomboană! Nu știu cum să-i mai zic. Da, asta e cea mai bună muzică de pe lume, Doamne! A doua rundă va fi ca noi, fiecare să desenăm câte un desen care pe mine mă reprezintă. Adică cum ei cred că pe mine mă reprezintă? Și deja Mihai, ca de obicei, va trebui să mă găcească. Te tare ufar. Dar mai întâi voi desenați, ca să nu vedeți și eu desenez. Gândiți-vă? Pe simplu? Mă gândeam la okay. Un altul muzicant, parcă faci muzică. Dar asta e bună? Gata! Gata! Ok. Hai să mă finiși. Trebuie să fac mai mulți note pe muzică. Eu nu știu chiar note de aproape de ori. Eu nici nu știu ce note așa. Da, optim. Și barba? Așa? Ok, eu am cât pusă mașină. Pentru tu asta faci unul. Nu știu. Acum Taisa. Să desenat un om parol. Care parol să iei să iei? Parcă are parcă coșuri. El știe că mie îmi place culoarea verde. Fiecare fată, cred că, fiecare fată care au mai o parte frumoasă, le-a plăcut roz când era mică. E ca așa, și acesta este desenul meu. Yay! Eu ți-am spus să desenezi, nu să faci așa artă. Acum, Mihai! Acum, eu îți explic. Da! Fiecare dintre noi am desenat un desen unde mă reprezintă pe mine. Trebuie să ghicești care eu am desenat. Ania, așa că am greu totul. Parcă zic că una dintre astea două. Ania, nu știu. Poate nici îmi plângi. Eu zic că... Stai, așa! Asta dacă ceva e pe toți trei ani desenat. Da. Corect. Parcă îi place muzică, dar îi place culoarea verde. Ok, asta nu e... Da, da, de ce o nu-i adică... Asta e Katari. Puncte. Ok, eu aleg asta, Katari. Asta? Ok, închide-o, ok? Da! Era jocrin, așa e. Trebuie să mă pun eu. Și eu, ok? Ah, că nici dacă era asta.
Băi, dacă asta, eu zic dacă... Da, băi, am găsit-o ieșit pe ăsta. Nu, că eu știu că asta e culoarea ei preferată, doar că într-așa așa mi-i place muzică tare. Da, din păcate, această rundă tot ai pierdut-o. Așa că sper că la următoarea rundă să câștigi. Acum, voi să cam acea cu ajutorul la TikTok, dar nu poți cum am făcut acelalte jocuri. Cum că vorbim, da. Poziții. Dar acum sper că să ne alegi în față. Ha, 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 sau... Nu știu ce mai zici. Hai. Să râzi, hai. E bine, e bine, e bine. Eu mă râd când tăi. Eu mă râd când tăi faci pijos să râde, nu știu. Și eu mă râd. S-a dus la vicionul. Eu nu înțeles că... Poți să râzi ceva, dar nu știu nimic. Dar nu pot să râd, vă, pe cei deloc, eu nu știu cum să... Parcă o aști! Și cum asta? Eu nu știu... Măcar prin voi, ha-ha-ha! E bună! Mi-mi place. Runda a treia. Acum tu va trebui să ne asculti râsul modificat. Următorul. Și al treilea. Ok. A doua, cred. A doua? Care erai tu? Și eu eram a treia. Parcă e o crap de capri de astea care se râde, știi? Da. TikTok-ul nu înțelege că se râde și schimbă cu totul. Da, cu totul. Da. Acum este runda a patra. Noi fiecare va trebui să facem câte o poză a ochiului. Așa mă știu. Ochii la ochiului. Da. Mai aproape. Stai. Mă dor ochii. Amu. Este, hai. Ah! A, parcă mă frig. Încă un pic, era pe aproape. A, stai. Trebuie să-ți găsesc ochiul. Ok. Fără de poză. Eu cred că s-a primit, nu? Albăstriu. E bun. Gata, e bun, e bun. Deci, pe ce ți-i loc, nu, Mihai? Unde? Eu nu știu unde. Mihai, ochiul acoperiș pentru că... Acoperiș? Pentru că noi să stărătăm trei poze în care ești pozat cu ochii noștri și trebuie să... Ghicești că unde este meu? Ia treilea. Ia treilea, da? Ia treilea. Da. Priu. Da? Priu farbul. A treilea. Ia treilea. Deci noi avem o foaie și noi trebuie să scriem. Crede-mă, eu sunt Aisia. Hai tu primul. Eu scriu cu mână mai diferită. Crede. Cum are Aisia? Okay. Eu scriu așa cum eu pot. Hai eu. Cum îți scriu, Doamne ferește. Comparativ cu Taisi. Crede-mă, eu sunt Taisi. Cum am scris eu cu tătul, parcă s-am alfabet. Fă, eu scriu tare, tare urât. Taisi? Cu dreapta, cu stânga. Eu nu pot scrie cu dreapta deloc. Mihaița! Trebuie. Nu cred că tu ai văzut scrisul meu. Sau l-ai văzut? O văzut, cred. Zic că eu trei. Trei de urmă. Vezi mie, nu? Eu. A doua el pe aici. Primul e meu. Este scris de medic. Nu te-am văzut să mergi. Îmi pare rău că nu mi-ai văzut scrisul. Eu știu că tu nu mi-ai văzut scrisul, așa că, din păcate, tu și în rând cu asta. Norocos că nu s-am găsit caietul la lecție. Dacă aveți să-l prăsesc, aveți să-l trebuie. Nu, că la mine este scris foarte diferit. Uneori eu scriu așa, uneori pot să scriu și așa, uneori pot să scriu și așa. Depinde de sentimentele mele. Depinde de dispoziție. Da, depinde de dispoziție. Dacă mă sunt rău, scris garantat. Dacă mă sunt normal, scris garantat și dacă mă sunt simplu, vreau să scriu așa, scriu așa. Dacă Taisia are o stare rea, după scris se vede că trebuie. Fiecare semnătură își fac. Semnătură? O, la mine cam tot așa, numai că cu S. Nu, nu parcă-i mă zgâlitură, oi.
Bombă! Asta e tai. Dai, ai semnătura asta? No! No! Nu, stai, oh. Da, eu... Mihai, hai! Mihai, hai! Să lași o semnătura, mă! Ioaaa! Nu-mi place! Nu-mi... Dar și să râi! Să nu-i râi, bă! Deci, ce vorba ce noi? Mihai este cu ochii legați. Noi o să vă spun așa, dăm pe scaun. Și o să vă spun să ne pipi picioare și o să... Nu să ne pipi picioarele, să ne facă masaj. Spun să-ți facă masaj acolo. Jumătate de oră. Ok, hai de ține primul. Hai să Stas, hai! Fă-ți Stas odată! Yes! Cine a închis lunina? Bună dimineața! Te iubești! Nu știu a câta rundă, va trebui să-l gădilim pe Mihai. Wow! Hai! Pe rând! Ia-i! Hm? Am doile. Închide ochii? Hai spus. Ok, am parcă... 3! Davai! 4-3! Davai! Noi am nostru, fiecare am trimis câte un gif. Deci, ăsta care e eu. Da, nu, ăsta. Deja. Stas și ăsta Taisi. Nu, eu pun altul! Nu! Acum, Mihai! Va trebui să ghicești care gif eu l-am ales. Prima, a doua și a treia. Nu știu, dar eu sunt parcă doi. Da? Închide ochii. Ha? Da! Ce-ți închis ochii? Stai, nu, stai, stai, care era deși? Asta, el! Asta e el, băi! Închide ochii! Închide ochii! Ce vedeți să stai, eu eram. Vreau să știu, prima e ta. Nu, asta e mea. Ho? Fă, sigma e. Asta e. Da. Nu este pe asta. Deci pe un PVC. Eu? Nimeni nu folosește asta, da? Nu, ah, ok, nu. Super. Tu și crezi că am folosit asta. Acum deci, va trebui... Mă, iară. Nu! Tu primul. Nu. Jasmina. Eu? De ce eu primul? E Jasmina, e asta. Tu ce faci? Așa, așa, așa. Mă, ești! Așa. Ok. Nați. N-am mai mult. O, tu cel ce trecut iubeai hârtie, acum hârtie de WC. Jasmina, ești murdare. De ce le iară numătura? Păi pâine, ai pâine. A, da să-i chiar. Ok, Taisia. Și trebuie să fac cu calitate. Ui, tu-s mine. Tu te întâlnești cu cineva, mă, sau cu hârtie? Eu n-am înțeles. Cu hârtie. Băi! Ce-i eu? Fiecare dintre noi am pupat hârtie de picior. Nefolosit. Care crezi că a pupat ta, Izeac? Prima. Asta? Asta? Închide ochii. Băi! Ia ochii cu taia, brat! Concluzia acestui video. Din păcate, Mihai nu mă cunoaște așa de bine cum eu credeam. O să vă cunoașteți. Ce mai pot zice? Da, suntem foarte buni prieteni, ne înțelegem de minuni, ca și ei doi. Așa că... Noi? Da. Noi cred că vă zicem pa-pa, vă iubim, vă îmbrățișăm, dar puneți like-uri, scrieți comentarii, poate ceva idei noi, abonați-vă, vă pupăm, vă îmbrățișăm. Da. Bye, bye. Pa, pa.